Numărul moldovenilor în căutarea unui loc de muncă s-a majorat cu peste 11.000 în primul trimestru al anului și constituie mai mult de 100.000 de persoane. Astfel, potrivit Biroului Național de Statistică, în primele trei luni ale anului 2010, rata șomajului a fost de 9% față de perioada similară a anului trecut, când aceasta era de 7,7%. Statisticile mai arată că bărbații sunt mai afectați de șomaj decât femeile, aceștia constituind 67% din numărul total de șomeri. Populația economică activa a Republicii Moldova constituie peste 1.100.000 de persoane, în descreștere cu circa 5% față de primul trimestru al anului trecut. În timp ce numărul moldovenilor încadrați în câmpul muncii s-a micșorat cu 6% și este de peste 1 milion de persoane. Pe de altă parte, rata șomajului în țările Uniunii Europene este în medie de circa 10%.